Oh my god. Bro, ce s-a întâmplat? Ups, am închis ușa din greșeală. What? Bro, ce... Bro, cine a făcut astea? Ia uite-l și pe ăsta. Pleacă-mă de aici. Oh my god. Bro, cine a distrus baza mafiei lui Nocivanul? Hai, salut fraților și bine v-am găsit la un nou episod de SkinCraft. După cum vedeți, suntem aici la zoo-ul făcut de mine. Mă, sincer, îmi place foarte mult zoo-ul ăsta. Adică nu regret deloc că l-am făcut așa, că da, fraților, nu uitați să spargeți butonul de like dacă mai vreți episoade cu SkinCraft, să vă abonați cu tot cu clonțopel pentru că vă văd, efectiv, te văd, uite tu ăla, de ce n-ai apăsat pe butonul de subscribe, băi, urâtule, ia mâinile sus acum, hai, glumeam, dar nu uitați să apeși pe butonul ăla de subscribe. Și da, mă, fraților, astăzi o să vedem care mai este treaba prin baza lui Nocivanul, pentru că, după cum știți, eu am camere în baza lui secretă. Oh my god, ce se întâmplă, mă, aici? Doamne, uite câți dăștia au venit. Ok. Ce s-a întâmplat, mă? Mi-am aruncat camera asta. Ok, și aici la 11. A, asta e aia din biserică, ok. Deci noi avem doar o singură cameră. Mă, nu știu de ce credeam că am pus mai multe camere acolo. Dar, da, mă rog. Și sunt foarte bine că am fost și acolo în camera secretă din biserică. Și nu știu ce s-a întâmplat, dar sper că nu i-am enervat pe oamenii așa tare. Adică... Sincer, m-aș duce să văd exact care mai e treaba, adică să văd dacă oare omul ăla s-a întors, gen, o să fiu pregătit cu arma de data asta și să mergem acolo să vedem dacă omul ăla s-a întors, pentru că, sincer, sunt foarte, foarte curios dacă a văzut sau ceva că am intrat acolo, dar, mă rog, teoretic cred că a văzut sau ceva, nu știu dacă e ceva ce nu pot să vezi pentru că am eliminat doi dintre oamenii lui, deci nu știu ce să zic. Acum sper, sincer, că nu s-a răzbunat pe cineva sau pe ceva din SkinCraft, abar n-am, nu știu, ia să vedem, deci intrăm aici. O să intrăm cu arma în mână și coborăm direct. Hai mă, lasă-mă să cobor mai repede. Și, mâinile sus, mâinile sus. Nu e nimeni aici. De intrat aici nu mai intru pentru că știți foarte bine că gen nu am cum să mai ies. Dar e bine de știut că momentan nu a venit înapoi. Nu știu dacă o mai fi în continuare în tunelurile alea pentru că, oh my god, m-am blocat aici. Pentru că, după cum știți, în tunelurile alea de le-am făcut eu. Acel om a reușit să pună trapdoor-uri de la reinforce, deci clar n-am cum să le sparg. Și nu știu ce se cam întâmplă pe acolo, dar e cam nașpa treaba. Deci, da, trebuie să vedem, mă, ce se întâmplă? Astea nu erau aici, ce sunt astea? What? Mai ideea e că n-am mai fost de foarte, foarte mult timp în baza mafiei lui Nocivanu și oricum deja sunt îmbrăcat în costumul umbrelor, deci de ce nu? Adică putem să intrăm direct în baza mafiei lui Nocivanu, să vedem care mai e treaba și pe acolo, pentru că n-am mai fost de foarte, foarte mult timp, ia să vedem. Deci trebuie să mergem la... unde e, mă? What? A, camera secretă și asta e a mea. Bro, what? De ce am ușa deschisă? Aici... Bro, aici era ceva, gen... Ok, aia e o masă ca și cum, dar aici era ceva. Oh my god. Bro, ce s-a întâmplat? Ups, am închis ușa din greșeală. What? Bro, ce... Bro, cine a făcut astea? Ia uite-l și pe ăsta. Pleacă-mă de aici. Oh my god. Bro, cine a distrus baza mafiei lui Nocivanul? What? Oh my god, uite sânge pe aici, pe jos, sau ce fie ăsta? Mamă. Bro, dar cum? Cine a reușit, mă, să distrugă baza asta? Că baza asta era efectiv reinforced la maxim. Gen, e imposibil să spargi un singur bloc din asta. Oh, ia, de fapt... ok, masa asta... Cred că, de fapt, masa nu era reinforced, dar uite... Uitați, gen, blocurile astea nu poți să le sparg și nici cu TNT-ul nu cred că poți să spargi blocurile astea pentru că din moment ce sunt reinforced, n-ai cum să le spargi. Mamă, mamă, dar uitați că gen, bro, dar ce s-a întâmplat? Uite, aici era camera. Oh my god, vedem ce se ascunde și în camerele membrilor mafii. Gen, uitați la Iris aici. Oh my god, uite ce avea Iris aici, avea, oh, aici avea o fermă, aici niște crate-uri care sunt toate locked. Oh my god, am luat Waystone-ul ei și aici niște d-astea. Ok, aici în camera lui Funnysalt, oricum aici deja intrasem pentru că vedeți, asta era făcută de mine aici. Dar da, aici și la el creiturile, mamă, dar bro, ce s-a întâmplat aici? Cine a făcut chestia asta? Deci uitați că gen nu mai e nimic. Moartea reală nu atinge. Bro, dar semnala e vechi, nu e pus acum. Deci uitați și voi, adică ce s-a întâmplat aici? Că aici a văzut că e o gaură. Mamă, oh, what? Iesă-ți așa. Tunelul ăsta unde duce? N-am o torță? N-am o torță. Trebuie să văd prin ghiozdane pe aici, să vedem prin ce ghiozdan ăsta avem torțe. Ok. Dar gen, oare din tunelul ăsta a pornit ceva sau... Văd că... Oh my god, era să cad. Aici nu cred că are treabă, dar totuși e ciudată chestia că gen...
Ce s-a întâmplat? Adică, efectiv e spart tot și, cum am spus, chestiile astea nu aveau cum să fie sparte. Nu te pune cu regele Uga Buga. Ăsta cred că este, n-am idee de cine este pus, dar și ăla cred că era înainte. Aici este un ghiozdan de ăsta. Dar oricum, cum am spus, fraților, gen, aici eu nu cred că a fost ceva cetățean din Skincraft sau ceva inamic de a lui nociv. Pentru că, sincer, cum am spus, oricine ar fi fost, n-avea cum să spargă ăstea. Pentru că ăstea se pot sparge, nici nu știu cu ce se pot sparge. De fapt, ăstea se pot sparge doar de cine au fost puse și din câte știu au fost puse de nociv. Pentru că eu nu am fost aici când s-a făcut baza asta, pentru că am fost plecat în insulele Minecraftiere. Deci n-am avut cum să fiu eu aici, dar cum am spus, astea pot fi scoase doar de cine le-a pus. Deci nu cred că a făcut nociv una acasă, adică de ce și-ar grefui singur baza mafiei, n-are niciun sens. Dar încerc totuși să mă uit așa pentru că sunt chiar curios, oare ori fi, nu știu, ceva tunel, adică am văzut tunelul ăla, dar tunelul ăla nu știe absolut nicăieri. Totuși este puțin cam, oh my god, de fapt, uite aici ăstea, bro, dacă mai știți, dar nu mai știu codul, care era codul, nu mai știu codul de la ușa asta, asta a fost de atunci cu ghicitorile alea. Da, nu știu, ideea e că, cum am spus, nu prea înțeleg ce s-a întâmplat. Asta văd că e Weston, nu știu ce Weston-ul ăla acolo. Chiar n-am nici mai mică idee cine a putut să spargă toate astea pe aici. Aici văd că e... Era cam ciudat cobblestone-ul ăsta. Aici la fel, ce cobblestone-ul ăsta? What? What? S-a duce în sus. Oh my god, suntem efectiv pe... și aici e ca și cum la tunel. What? Fraților, dar unde am ajuns? Aici e asfaltul. Da, deci ăsta e tunelul ca și cum am înțeles. Da, nu știu, dar totuși ce restul ăsta aici? Nu înțeleg ce se întâmplă. Deci efectiv baza mafiei a fost distrusă complet. Deci nici nu știu sincer ce să mă fac. Adică sper să nu mă vadă, dar ideea e că mai e o singură cameră din câte văd pe aici. Deci nu mai e nici măcar o cameră. Pe aici prin ăstea oare o mai fi? Ups, mi-am pus... Bro, dar de ce nu pot să le deschid? Ok, văd că sunt niște grenăzi de ăstea. E foarte multe grenăzi. Da, deci astea sunt crate-urile care gen erau crate-urile noastre. Dar cam de când a fost poliția la noi în bază și ne-a confiscat cam tot, nu prea mai avem nimic prin crate-uri. Deci, ok, aici niște chestii. Mamă, ia uite aici. Da, nu e nimic interesant, crate-urile are locked. Bro, da, gen idee că cineva mi-a venit și la mine aici, adică în modul, la modul cel mai serios, mi-au intrat efectiv în camera mea secretă și totuși camera mea secretă era cam cea mai protejată, din câte puteți vedea, pentru că la mine nu s-a întâmplat nimic, dar... Totuși, ușa era deschisă. Uitați, vedeți că gen s-a încercat să se spargă și pe aici, dar aici nu era nimic. Nu știu, nu, chiar n-am idee ce s-a întâmplat, adică e foarte curioasă chestia. Nu știu, să mergem înapoi în oraș, dar cum am spus, nu știu ce să zic, adică aș vrea sincer să-i las lui Fanny să alt un mic mesaj undeva. Ia să mergem în oraș aici. O să încerc să merg la mine puțin pe plot să fac un sign și să-i lăsăm lui Fanny să alt un mesaj pentru că... Sincer, nu prea înțeleg exact ce se întâmplă, deci o să luăm un sign, o să facem de fapt un sign și îi lăsăm un mesaj, o să-i las tot la fel în casă sau ceva. Ia să vedem, deci unde am lemn? Ok, uite aici niște lemn și îmi trebuie un stick. Un stick, te rog, un stick? N-am, bă, niciun stick, nu pot să cred. Am făcut aici un stick și facem niște sign-uri, ok. Și să mergem la Fanny Salt pe plot. Și să-i scriem, dar de fapt să scriu la Fanny Salt pe plot sau să mă duc în baza umbrelor, pentru că sincer parcă n-aș vrea să-i le pun aici din moment ce lumea poate să intre aici să vadă, știți? Adică ideea e că el are prank-urile astea aici de foarte mult timp și mai ales acum că mi-a spus că are venit sau ceva, chiar mai ales că gen la biserică acolo a pus el cred că sign-ul ăla de a zis că el încă e în viață sau ceva, deci cred că sincer o să mergem la baza umbrelor. Și o să mergem acolo cu Weston-ul, dar de fapt o să iau Weston-ul orașului, pentru că la Weston-ul orașului ăla este... Nu se sparge absolut niciodată, deci pe ăla poți să-l folosiți la infinit, ia să vedem. Deci mergem acolo, o să mergem repede în baza umbrelor, ia să vedem. Dar nu mai știu exact care era... De fapt era ceva cu ha-ha-ha, ăsta e, nice, ok. Deci o să las, cred că fix aici la Weston, Fanny Salt. Baza mafiei lui nociv... a fost distrusă de cineva. Știi... De fapt, nu că știi, că nu, cum am spus astea, nu au cum să fie sparte de cineva, gen...
Este clar că ceva le-a spart, pentru că noi nu avem cum să le spargem. Orice ar fi, noi nu avem cum să le spargem. Decât cum am spus, doar nociv ar fi putut să le spargă, pentru că el le-a pus. Și cine poate să spargă blocurile reinforced? Sunt doar cei care le-au pus, deci nu știu, dar de fapt, mă, dacă mi-amintesc eu bine, parcă și Fanny Salt a avut niște blocuri puse pe acolo. Dar, mă rog, adică până la urmă ideea e că uitați, de exemplu, cum a intrat la Iris în cameră. Deci, da, nu știu dacă ai văzut cum a ajuns, ok, nu pot să scriu asta, a ajuns baza, dar dacă nu ai văzut, vino imediat pe plotul meu, pardon, sau dă-mi un mesaj pe telefon. Ok, nice. Că și el are telefon, dar telefonul meu e undeva printr-un ghiozdan ceva. Și da, nu știu exact ce să fac, adică, wow, deci baza mafiilor nocive efectiv a fost dezintegrată la maxim, fraților, la maxim. Nu știu ce să zic, nu știu cine ar fi putut să facă totuși chestiile astea, deci, efectiv, cum am spus, bro, ce e ăla, what? Ce era omul ăla de zăpadă, cum a ajuns pe plotul Aida, că aici e gol plotul ăsta de când n-a mai fost nimeni pe plotul Aida. Dacă Aida a plecat din oraș și s-a supărat, nu mai vrea. Nu știu, chiar nu știu ce să zic, adică ia să mai merg și pe la poliție și să văd, poate la poliție s-a întâmplat ceva. Văd că totuși, bro, da, eu acum am văzut, cred că semnul meu a fost scos de foarte mult timp, dar cine l-a fi scos acolo, că nu înțeleg. Deci aici încă nu este absolut nimic pe aici și chestia funny e că ăstea pot fi sparte, deci clar este cineva care urăște poliția, adică nu poliția, care urăște mafia și e posibil să fi fost din poliție sau ceva, habar n-am, nu știu exact ce să zic, dar e, oh my god, ok, văd că și aici, văd că și asta a fost puțin distrusă pentru că aia nu era, gen, nu era distrusă acolo. Ok. Eu știu că parcă, da, aici nu sunt de fapt uși cu cod sau chesturi cu cod, pentru că eu știu că, după cum știți, era mâna dreaptă a primarului, dar, na, nu știu exact ce se mai întâmplă acum, adică, sincer, cum am spus, am cam luat-o pe cont propriu, nu mă mai interesează așa de mult și încerc să fiu cât mai separat de alți cetățeni din SkinCraft, în afară de Fanny Salt, bineînțeles, pentru că, na, avem chestia, gruparea aia în comun. Și nu știu ce să zic, adică, ia să mă uit la Kaluga acolo, oare Kaluga nu cred că și-a scos sincer nici în momentul de față chestiile alea, nu știu exact ce se întâmplă. Sincer, cred că s-ar putea să-i placă, deci s-ar putea ca de asta să nu le scoată, pentru că îi place prank-ul. Mă, adevărul e că și mie îmi place, dar cum am spus, prank-ul ăsta parcă a fost cam prea ușor, adică trebuia să-i fac mai multe chestii. El cum a făcut cu 1000 de blocuri, eu am stat jumătate de oră să sparg. El doar o se chinuie să urce sus acolo pe skinurile să le spargă. Deci nu știu exact ce să zic. Dar da, nu știu cum spuneam, adică totuși aș vrea să pun repede și o cameră. Mai am ăsta să merg repede la mall și să pun o cameră în baza mafiilor nociv, pentru că sincer chiar aș vrea să știu exact ce se mai întâmplă pe acolo și poate de ce nu să prind în fapt cel care a distrus. Acum cred că deja a fost distrus, adică nu cred că mai pot să mai fac ceva, deci nu știu dacă cel care a distrus-o sau habar n-am ce s-a întâmplat acolo mai poate să mai revină, deci nu știu, dar oricum aș lua direct niște camere de aici. O să luăm, nu știu, vreo 4 ca să le pun, pentru că de ce nu știu. De fapt aici avem Winston. Și că mergem cu Winston ăsta direct. Am activat din greșeală ăsta. Mergem cu Winston ăsta direct în camera secretă. Și, bro, da, eu aici la mine, eu nu am nicio cameră. Și e cam ciudat, așa că o să pun asta. Ok, nice. Ideea e că mai avem, deci mai avem, de fapt avem multe sloturi, mă, de camere, aia e lejer. Să închid ușa de data asta. Ok, și să pun, vreau să pun d-astea super, super mici, uite, o să pun aici exact, s-o și luăm, ok, o să pun în colțuri așa ca să nu fie observabile și ia să vedem, o să încerc să, oh my god, am căzut pe aici, o să încerc să pun și aici unde era chestia asta, cum se cheamă, parcarea automobilelor din mafie și aș mai pune, cred că prin, ideea că Nocivanul nu avea o cameră secretă la noi aici. Dar aș putea să pun aici, exact aici o pun. Perfect. Și o luăm acum așa să vedem. Deci ar trebui ca toate să arate bine. Deci asta e ultima pe care am pus să iau, uite-mă acolo. Asta văd efectiv toată baza. Perfect. Următoarea ar fi 15, care pe 15 am pus-o aici în parcare și din parcare văd tot. Perfect. Ia uite-mă, mă, sunt depărtare acolo. Și asta care este de la mine din cameră. Și, de fapt, nu, asta este cea pusă în celălalt colț. Și 13 este cea din camera mea, nice, ok.
Mă, da, acum sincer cred că mă pot întoarce în oraș, adică, nu știu, cum am spus, poate prind în fapt pe cel care a făcut chestia asta, dar nu știu ce să zic. Așa că o să mergem aici, mergem în oraș și da, mă, băieți, cam atât și cu episodul ăsta, pentru că, sincer, a fost un episod mai din scurt. Pentru că, sincer, eu aveam un plan să fac altceva, dar din moment ce am descoperit chestia, adică eu voiam să mă duc în baza mafiei, să fac rost de niște chestii, dar, cum am spus, dacă tot am văzut că s-a distrus acolo, nu știu, adică chiar am fost trist, sincer, pentru că, după cum știți, chiar am avut clipe foarte frumoase acolo în baza mafiei lui Nocivanul, adică s-au întâmplat foarte multe chestii super amuzante, mai ales când a fost poliția versus mafia în baza noastră. Dar da, până la urmă totul are un sfârșit, adică cred că clar baza mafiei nu o să mai fie locuibilă, deci nu știu ce să zic. Acum, nu știu, să vedem, poate, adică baza poate fi reparată în continuare, asta este ideea, că ea poate fi reparată, dar nu știu, acum depinde ce se mai întâmplă, pentru că, sincer, pe mine nu m-ar deranja să se repare, cum știți, eu teoretic oficial nu am ieșit din mafia lui Nocivanul, adică el nu știe chestia asta, doar eu și cu fanii salt știm faptul că am ieșit din baza, bă, ce e aici pe skin-ul lui Iris, what? Din mafia lui Nociv. Dar da, băieți, cum spuneam, nu uitați să spargeți butonul de like dacă mai vreți episoade cu SkinCraft, să vă abonați cu tot cu clonțopel pentru că mă ajută foarte, 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 foarte mult și, nu știu, să scrieți și voi acolo în comentarii dacă vă pare foarte rău că a fost distrusă baza mafiei lui Nociv. Așa că da, fraților, până data viitoare și pa, și pa!